trebuie să fie un câr de roadă pe toate ramurile. Poftim și am dar rămas cu nici nu un piersic pe copac. Vorbi despre calitate. Dar practic au rămas coroana goală. Ție plânge de jeliș. Gata, s-o vezi cu ochi, ega, crăpați. Anul trecut am crezut că poate înghețat și gata. Dar anul ăsta când am venit, că deam de față, nici el nu a domnit să înflorească, nici astea și ni l-a afectat de tot. Eu eram la fața locului, el stropea răsărita, eu încă am ieșit în drum și am arătat din mână și el a lăsat două păluși, s-a mutat în partea ceilalaltă la livadă. Și cu părere de rău, eu cred că la așa situații, imediat organele de competență trebuie să vină pe loc și să se sesizeze situația și imediat să fie sancționată persoana, cu atât mai mult că asta merge vorba de chimie, de otrăvire, de urgie, să zicem așa. Eu înțeleg pe dânsa, dar eu am stropit foarte mare atenție și ne-am sculat 10 de ori la ora 5 dimineața să ne afectăm pe nimeni. Dar oamenii vorbesc. A fost, în primul rând, și gerul a fost puternic la noi. Și ei au stropit cu ghirbicit care s-au prescindit. Și de unul luat. În 2020 toți vorbeau că a fost sește, știți să dați situația 2020. În 2020 tot a fost ger. Greu a fost înghețat. Și a afectat și sește. Și în 2020 fix așa și cartea nu a fost. Fix așa și problema nu. Și le-am plătit bani la careva. Dar mâine nu vreau să plătesc nici un leu din motive că eu nu vreau să știu prostul satului. Dar de ce ați plătit acum? Nu, eu am crezut că posibil să unit vântul. Când pe urmă eu am depistat pentru că eu pe lung canisul l-am avut greu și noi udam greu zi și noapte și el susca. Eu le-am spus că și-am strochit și am stropit livedele. Asta le-am spus. Am acte, am putut prezentat la ANSA și i-am spus să demonstreze. Dacă demonstreze, poftim, eu le-achit. Să vă spun că suntem afectați toți, mai mult sau mai puțin, dar suntem afectați și de asta vrem ca organele care sunt responsabile și au funcțiile de a depista corect astea, credem că într-adevăr o să facă dreptate situației create.